Mas băi, de ce fiți mă mâncava aici? Cu altă fată, să mor de nou folosesc pe tine. Mai... Tu cum vezi viitorul acestei relații? Mamă, i-am dat-o. I-am blocat-o. Băi, asta e puțin 2 secunde, că la începutul episodului a zis ceva de însărcină, ceva așa. Păi mai țineți minte? Și acum mi-a spus că vede în viitor un bebe. Ce? Stai. Bine v-am regăsit, guys, la un nou episod de Mariusel. De această dată am revenit cu un episod destul de interesant, pentru că astăzi vreau să ne gândim dacă este o soluție sau nu să o cerem pe Bibi de soție. Dacă e o variantă, dacă nu este, o să ne gândim astăzi împreună cu voi. Nu uitați să spuneți acolo în comentarii ce părere aveți voi despre toată situația, ce ați vrea să se întâmple în următorul episod. Și înainte să începem, vreau să fac un anunț pentru cei care nu știți. Mariusel și-a făcut și cont de Instagram, așa că puteți să dați un follow acolo. Acolo o să postez meme-uri legate de Mariusel, spoilere din următoarele episoade. Și o să vă întreb acolo, cum v-am întrebat și înainte acestui episod, ce vreți să se întâmple în acest episod. Acolo o să vă întreb și mai multe, o să vă mai uit acolo, vă mai răspund la, am răspuns la toate mesajele în prima zi când am făcut contul, așa că o să mai răspund oricum la mesaje. Dați acolo un follow, să facem mulți followeri și acolo o să postez și o poză cu bezea undeva mai curând, mai acolo. Prea 1000 de follow, poate facem acum, nici nu știu, vedem care e treaba, depinde când vedeți voi acest episod. Așa că haideți să dăm drumul la episod, să nu mai stăm la discuții. În primul rând, putem observa că nu ne-am trezit cu ea, dar e o tradiție deja, așa că nu trebuie să ne panicăm. Este pe undeva pe aici, 100%. Întrebarea dacă Zoom e pe aici, nici Zoom nu e pe aici. Bă, încerc să mă panichez un pic, că nu e nici Zoom, nu e nici bezea. Bezea unde ne-a fi dormit? Bezea nu e nici aici. Mă, ce naiba? Nu înțeleg. Hai să mergem jos să vedem care e treaba. Am început episodul, știți că pe Trovo noi mai stăm, mai discutăm înainte, vă mai spun chestii doar care sunt pe Trovo, vă mai spun și chestii după episodul de Mariusel, facem chestii pe care nu le facem de obicei pe YouTube, dar pe YouTube oricum apare decât ce e important. Oh, bună, bună! Neața! Mamă, te-ai schimbat? Să zicem că am găsit prin pungile astea, că m-am uitat și eu să faci pe aici, am niște haine faine. Am și o întreb. Și niște bănuți. Am înțeles, voiam să te întreb, ce-s cu banii aia acolo? Am găsit bănuții și îi pun aici pentru ce eventualitate. Ce să-i bagi în buzunar, că pare că lucrezi pentru altceva, nu știu, e ciudat, sincer. Dar dacă te gândești la prostii. Păi, dar nu mă gândesc la prostii, dar ce fată ține banii acolo? Să nu zboare. Să nu zboare. Corect, de ce ești ține în buzunar? Vezi cumva, ia spunem, dar nu vezi un buzunar pe aici? Nu mă pune să verific eu dacă ai buzunar pe acolo, no. Dacă nu mă bag eu să verific, așa că vezi tu dacă ai, dacă nu, bine, dar eu ți-am spus așa, mi se pare un pic ciudățel acolo, da, dacă ți-e spune, mie îmi place așa, ți arată că ai valoare, că de-astea, nu? Asta e, e ce trebuie. Am o întrebare pentru tine, nu ți se pare că suntem decât noi doi? Unde sunt? Stai puțin, să înțeleg că atunci... Ce? A plecat Bibi și cu bezea. Dar de ce faci vocea asta? Mă mai gândesc. De ce? Hai că mă duc până la baie, revin imediat. Aha, bine, mă. Dar unde-i baia în casa asta, mâncați așa că... Ne-am gazdat la casa asta, sperăm să nu vine unul să ne dea acum în cap că stăm la casa lui. Trebuie să ne gândim ce facem, guys. Deci, la treaba asta cu Bibi, ne băgăm cumva strategia să o recucerim și să o cerem de soție, să... Nu știu, mă gândeam să o găsim, în primul rând, puteți fi pe undeva prin zona asta, n-are cum să plece, destul de sigur. Și nici nu cred că Bibi, ăsta bezea, ar lăsa-o pe Zoom-i pentru Bibi, nu prea mai pe varianta asta posibilă. Așa că, cred, nu știu... Și să mergem, nu știu, să mergem să se îmbrace, să o facem așa, un pic mai așa, să fim mai atenți, chică. Da, văd numai, în principal numai dauri, vreo 95% dauri văd acolo pe chat. Așa că, ce să mai, îi dăm, da. Îmi dă că jetul pe lângă, dă cu jetul pe lângă. Gata, nu mai, gata, mă spăl aici pe mâini. Gata, mereu spălați-vă pe mâini. Faci și ce se după episod. Da, poate nici că ești niște ce se go după episod.
De ce nu? Băgăm un CSGO cu abonații. Știți că noi de obicei mai băgăm un CSGO cu abonații. Hai să ne ducem mai încolo. Nu o cere. Că te nenorocești, mă nenorocesc pe viață, nu? Dar nu o cer acum, guys. Deci acum mai timp încercăm să o cucerim. Nu o cer. Sau vedem. Trebuie să cumpărăm oricum inelă. V-ați văzut cumva că am cumpărat un inel sau ceva? N-am cumpărat nimic, n-am făcut nimic, așa că... O să vedem care e treaba. Ai văzut pe undeva? Unde faci? Păi nu știu, încerc să-i caut pe ăștia. Pe unde sunt? Bun, cred că au plecat. Hai să mergem, nu știu, afară să-i căutăm, ce zici? Stai puțin, că cred că am primit mesaj. De la cine? Bună, ce faci? De la cine? Un număr. Bună, ce faci? Uite. N-a situație. Zici și tu, bună, ce faci? Se zic același lucru? Da. Bună, ce faci? Ok, trecând peste. Trecând peste la asta, mesajul ăsta, că nu știu ce cu mesajul ăsta. Mergem pe afară să-i căutăm? Așa. Sau mergem pe casă? Mergem pe casă, hai că zici să stai pe casă. Hai pe casă, hai pe casă. Așa. Stai puțin că vreau să fac și o chestie să fac asta. Așa. Gata. Da. Deci faci de lumea casa asta mai tare decât... Da, văd că sunt pe casă. Ce-ar căuta ei pe casă, întrebarea mea e? Aha, poate. De naiba sunt, mă, guys ăștia. Rupă pe zoom-i, Doamne ferește, mă, ce mai și deșa tu. Da, am o întrebare. Da. Auzi? Sora mea, ce aveți cu ea? Am o întrebare. Da. Așa, tu aseară, adică Bezea și cu Bibi au stat cu tine în cameră? Bibi a stat cu mine în cameră, Bezea nu știu. Și eu am adormit destul de repede, nu știu care e treaba. Aha. Și tu spui acum că Bibi nu e în cameră. Păi uite, adică, caută tu dacă vezi. Păi, dar tu, de exemplu, te-ai trezit cu Bibi în fața ta sau nu? Nu m-am trezit cu ea în fața mea. Ce-ai, mă? Nimic. Mă, liniștește-te, Bibi e cu mine și Bezea e cu tine, așa că ce-ai? Mă rog, cu sufletul, că acum nu prea e niciunul cu noi. Uite ce pat era aici și acum l-am văzut. Bine, dar avea ușile deschise. Eu sper cum să nu uci pe el. Cine știe cum se dărâmă. Bă, cineva, mă? Eu nu știu, dar eu mă duc afară să-i caut. Să sunt sigură că s-au dus ei nebunii pe afară. Deci îmbracă-te frumos, o să ne îmbrăcăm frumos, guys, atunci când e cazul să fie nunta, ok? Dacă e cazul de o nuntă. Da, poate să fie, că voi vreți să se... Ia uite-i pe ăștia, ești nebun la cap? Chat. What? Voi vedeți? Unde este Zoomie acum? Zoomie? Unde-i Zoomie? Ia uite-i pe aia mâncați așa. Ce fac că ia mă doi acolo? Nici nu mă aud. Fluier la ei și nu mă aud. Alo! Îmi face cu mâna el, bro. Salut, bro, îmi face cu mâna. Hai că mă duc la ei direct. Nu știu. A, uite, mă. Vino aici. Haide, vino cu coace. Vino cu coace. Tot nu i-ai văzut, pe bune? Nu pot să cred. Iată. Da. Ce faceți, frate, de aici? Vine, mă, tu. Bună! Ce-ai zis? Pune că nu ai zis și am crezut eu că ai zis. Nu, am zis, mă, nimica.
Bună, Zumi! Ce Pentru ce? Nu-mi permiteam! Pentru ce? Mi-a plăcut asta, mi-a plăcut. Dacă mai faci de-astea pe live? Oh my god. Yo, baby Yoda. Baby, o să am un frățiu. O să avem un nepoțel. Mă, ce scu... Băi, ce-a fiți, mă, mâncava aici? Nu vezi că se bucură nebunii. Bă, mă speria, zero de tot. Ce-s cu glumele astea? Nu, mă, am ieșit afară la o discuție. Bă, ce ați vorbit din neauran și ce ați zis acum? Ce o să avem noi? Ce? Ce la mișto? Hai, îți lași tu! Lași tu, bă! Nu știi vorba aia că... Nu știi vorba aia că o să avem un nepoțel? Nu? Nu, nu prea știu. Pe zi, de ce ați plecat fără să spuneți absolut nimic? Nu ți-ai cerut scuze? Ba, cred că ți-ai cerut scuze, dar... În loc să te duci după ce am dormit să... Cer iar scuze, să toate astea, să te împaci cu Zumi, tu ai venit aici cu Bibi? Pă, am ieșit cu motiv afară cu motiv? Bibi, am venit să purtăm o discuție. Despre? Eu am venit să-i cer niște, o sugestie, ceva, un ajutor, de cum aș da să împac pe Zumi și ea mi-a zis că tu, nu mai contează. Bibi? Ce? Ai ceva să-mi spui? Că tu nu știi să te comporți cu ea, nu bagi în seamă, se simte singură. Okay. Da. Ok. Dar mai pe scurt ești prost. Moară băieți. Ai băieți? Am crezut. A zis, zici că... Am crezut altceva. Crezut altceva. Bă, sincer, voi doi nu știu dacă sunteți împreună, zic că sunt doi așa, doi prieteni. Băi. Bună. Băi, Bibi. Vino cu aici. Ce-au făcut? Ia, băi, Bibi, băi, eu nu-i permiteam. Ia băi, Marisele. Ce ai, mă? Da, îți convine? De ce ești așa? Nu vrei să mă îmbrațe? De ce râzi? Nimic? Ce, mă? A intrat ceva în ochi. Mi-a mărțit limba. Dar de ce zâmbești și ești așa? Bă, Zumi, ce are, mă, Zumi? Ia. Du-te tu la Zumi și lasă-mă pe mine cu Bibi, te rog. Păi nu, că eu stau și aici. Nu, că tu te duci la Zumi, că Zumi e important, așa că du-te la Zumi, că ești supărat tu. Dacă îți pasă cu adevărat cu Zumi, te-i duce. Hai, vă pup. Te pup. Mi-l pupi, hai, du-te. Ce ai zis? Du-te. Oh, au, du-te. Mamă, de când știi tu vorbe de-astea? Pupi. Pune-mi, ce ai? Cum te simți? Ești ok? Ce am? Sunt foarte... Nu știu, de la o perioadă te văd așa foame. Mai... Stai să zic. Sunt foarte energică. Mi-e sete, mi-e foame. Fac pipi. Și cam atât. Așa mă problemă foarte mare. Ce ai de mănânci așa, mă? Zici că mă vrei să mă mănânci. Nu, am zis că mi-e foame. Și trebuie să merg să-mi pun unghiile când dar nu mai vorbi... Dacă mai ajungem, noi acolo. Vorbește așa, foarte... Foarte așa, nu știu. Deci stai să zic. Zici când ajungem la noi acolo. La oraș. Da. Să mă să-mi pun unghiile pentru... Am o propunere pentru tine. Embarcă. Am o propunere pentru tine, poate să-ți placă. Ia. Fuge de mine! Tu moră, băieți, zici mă. Ce-a făcut, mă? A, fuge? A! Nici n-am văzut-o pe Zoom, ești nebun? Nici dacă de albă e, mă, că s-a îmbrăcat. A prins-o. Da, bine, nu. Cred că acum o să înceapă să strigă, ce Zoom, ajutor, ajutor. Ia uite cum fuge, ești nebun, zici că e Speedy Gonzales. Bă, ești nebun. Bine, bă, am o propunere pentru tine. Vrei să mergem astăzi să-ți luăm ceva frumos?
Mergem la magazin și te îmbrăcăm cu ceva frumos, că îmi place așa să te văd mai diferit. Da. Că deja cu anile astea am trecut prin atâtea, cu nu știu ce, cu nebunia, ai trecut și tu prin atâtea. Da. Mergem, ne relaxăm la niște cumpărături, ce zici? Auzi? Ești mie inel? Să-ți iau un inel? Da. Pentru ce să-ți iau un inel? Îți iau și un inel dacă vrei, tu îți iau și un inel. Aolo. Oh, shit. Ce m-am băgat? Ok, și eu te iubesc. Știi și tu asta. Nu? No? Da. Hai că eu nu cred că e așa de bine treaba. Eu mă simt ciudat acum. Deci? Hai să mergem. Mamă, pe zi aseară după casă. What the fuck? Hai să mergem să vedem ce fac. În sfârșit, haide. Profitoare. Sună un pic, dar nu știu ce să zic. Pa. Mhm, da, da. Hai, păcată. Bă, vezi că la cu Dacia e nesimțit. Ce? Ăla cu Dacia, nu vezi? Ăla cu Dacia ar și el pe acolo terenul, nu știu. Așa se face în zona asta. Spatele casei mine dacă e. A, da? Da. M-a dus, a rezolvat atunci dacă a făcut asta. Dacă nu pleacă de acum, o să mă duc să rezolv, da? Cred că uite, vezi? Ia uite. Vezi? E băiat cu minte. Oare de unde știe? Exact acum că nu-i. Mamă, ce coincidență. Lasă, lasă că e bine. Ha, și cum vă merge relația, băi? Ăștia doi. Ce, cum îți merge relația, băi? Făi, asta. Băi. Ce faceți? Trebuie să mergem în oraș. Să? Mergem la cumpărături. Și faci cinste, nu? Zic cu cinste, o lacrimă în ochi. Nu, faci îmi, cumpăr, îmi cumpăr haine. Îți cumpăr haine. Îmi cumpăr haine. A ce mă? Da. Tu ce ești, gagicul meu? Bă, hai, vreau să te iau în brațe, iubirea mea. Băi, copile, iubirea-te. Băi, bă, ce-i tu? Mă cumpăr eu haine, vreți? Alo? Alo? Marisiel? Tu cine ești? Bezea, tu? Un băiat! Mă, tu faci farse? E 2021, faci farse cu privat? O, eu cred că e 2019, pare rău. Auzi? Măi, ești la mișto. Stai pe lângă mine, bă. Aș vrea să mă întâlnesc cu tine, că am ceva de lăvorit. Poți? Dar nu știu cine ești. Nu contează. Tu trebuie să vii și a lămurit ceva, că ceva nu e ok. Hai că vorbim mai încolo, tăpup. Tăpup, nu știu. Nu mai vă pe străin, m-a sunat unul. Da. Și nu știu cine e. Așa. Nu știu. Zici cel mai pup dacă nu știi cine e. Ai, am zis că îl pup? Da. Nu băga în seamă, ok? Hai să mergem. Trebuie să chemăm un Uber, dar du-te și vorbește cu Zoomie sau împacă pe Zoomie. Unde e Zoomie? Trebuie să luăm un Uber să mergem în oraș să luăm niște haine. Din aia că se duce. Bă, bro, ai dat de belele, îmi pare rău. Păi? De unde e Zoomie? Du-te și găsești-o. Da, de ce înseamnă de mă joc față scuzele cu ea? Du-te! Papa, primește mesaje că tata, mă arătă cine? Bibi? Da. Cine ești căutată? Ia zi nici nouă, Bibi. Spune-ne. Nu știu, nu e de la mine? Nu e de la tine? S-a auzit din partea ta. Nu? De ce ți-ai scurs toate astea de la ușică? Iată. Nu, nu e de la mine, cred că s-a auzit aici din boscheți. Ce așa? Ah, da. Bă, da aici ai, și acum se aude. Băi, te rog, du-te. Nu e de la mine. Du-te. În casă. Eu? Și ia-o pe Zoom, te rog. Du-te, te rog, în casă. Dar cine sunt eu, gagică su? Bezea, du-te. Și culegeți gagica. Bezea. Hai să-mi culeg gagica. Nu, acum s-au dus amândoi. Ce? Doamne ferește. Ok, eu să sunt la Uber. Hai să ne uităm pe telefon mai întâi, că am mai primit. Mamă, câte mesaje.
Nu vreau să vorbesc cu de ce vine pe Z după mine. Oh, shit. Ah, hai că vin. Dacă întreb unde ești. Unde ești? Ce-a făcut mă asta? Săraca. Hello, greu răspunzi. Eu te-am întrebat asta, greu răspunzi. Hello. Nu știu cine ești. Ești. Ne cunoaște. Ăsta cine e mă, guys? Mai atâtea mesaje, atâtea apeluri. Ne cunoaștem? Da. Mă plimb. Unde? Dă-mi share că vin să te culeg să vorbim. Bă, a rănit-o pe Bezumi, pe bune. Vezi, chiar a rănit-o pe Bezumi, mă, de față. Zice cum mă plimb cu sad face. Asta, spatele casei. Spatele casei. Au, uite, aici, aici. Băi! Gata, gata, gata. Vezi, zic să nu se apropie? Mm. No, da. Stai la distanță, că vorbesc cu Zoom. Bună! Bună! Și Bibi la fel. Bibi, stai puțin de într-o ce parte. Ce are sânge pe ea? De ce ai sânge pe tine? Nu ce contează. Ai lovit? Nu contează. E cred că bă... Dă-te de aici, te rog, puțin. Că vreau să vorbesc cu Zoom, că e supărată. Da, parte în parte, vrei? What? Ce? Nu, am zis așa. Stai puțin acolo. Stai puțin acolo. Da și voi un telefon la Uber. Da și voi un telefon la Uber. Gata, pus. Dar duceți-vă acolo și dați un telefon la Uber. Bună. Vreau și eu un a, Gabi. A, vezi. Așa. Ce Zoom? Bună. Ce e? Ce cu toată chestia asta de pe negrăla asta? Te-ai murdărit în hambar? Te-ai ascuns pe acolo și te-ai murdărit? M-am dus și m-am scăldat în într-un vas cu vin. Te-ai scăldat într-un vas cu vin? Da. Dar nu contează. Ce ai vorbit tu cu Bibi și cu Bezeam? Ce am vorbit eu cu Bibi și cu Bezeam? Păi. Păi. Uite, oamenii fac poze, bravo. I-am zis să comand o bar, în fine. Băi, Bezeam n-are nicio treabă cu ăsta, Bibi. Trebuie să înțelegi treaba asta. Nu au vreo treabă împreună sau ceva. Mi-a zis acum, n-au nicio treabă. Eu cu Bibi suntem mai bine. Am observat. Așa că n-ai de ce să-ți faci griji. Tu de ce ești supărat? Îmi spune mie. Pentru că cunosc bărbații. Și știu cum mint. Și știu când mint. Și știu când este o persoană, like, o fată când minte. Vrei să-mi spui că ei se întâlnesc în secret sau ceva? Eu așa cred. Nu cred, sincer. Bine, cum știi tu. Încearcă dar să... Dar eu nervoasă pe Bezeau, o să fie în continuare. Treaba ta cu ce... Bine, dar încearcă să stai lângă el, să accepti așa un pic, gen, să nu... Să vă lași ușurel, ok? Să încerci să accepti. Să accept. Da, ușurel. Bine. O să accept. Hai, gătiți-se mai aia din vinul ăsta, după tine să mai duce. Mă usucă, hai. Da, aia puțin. Mai suna la Uber? I-am da. Sunat, dar cred că n-am semnat aici. Aoleu, incapabil. Tu nu vezi că sunt în boschet? Corect! Vezi partea dumii? Am nevoie de un Uber, te rog. Auzi? Eu te aud. Să-mi cumperi husă nouă roz. Pentru că, uite, e roz asta. Dar faza e că s-a înnegrit, nu știu ce are. S-a murdărit. Și-mi trebuie altă. Ia ca vine și Uber-ul. Asta e Uber? Ești tu Uber? Bună ziua! Da, da! Bine! Da, problema este... Ba, sau... Ba, da, domnul Uber! Avem... Da, da? Vreți să conduceți dumneavoastră? Vă las! Lăsați-ne, vă rugăm să... Luăm o mașină, să... Așa, un pic mai așa... Cum să nu? Bă, puteți să știți că am de treabă așa, domnul!
Hai, plecați și dumneavoastră numai. V-am lăsat. Păi dacă vă văd pe dumneavoastră, sunteți copil, ce vreți să fac, domnule? Ce faci, mă? Sunt de la Uber, domnule, sunt de la Uber. Plecați, mă, mă. Așa, o zi bun, la revedere, la revedere, mulțumim pentru servicii. Ce naiba a fost asta? La revedere. Bă, eu nu înțeleg pe ăsta, să mor eu. Tu ai văzut că voia să-mi dea mașina fără să-i... Ce? Stai, bă, ce prost era. Mașina și nimic era. Unde mergem? De la Antonel din Mafia, ăsta? What? Ce vezi, mă? Unde mergem? Unde mergem? Fă stânga. Bă, de hai. Dă-i în oraș. Și ce facem în oraș? Nu cred. Îmi iau haine. Îți iei haine. Vă iau haine. Da. Adică îi dai haine lui Bibi și lui Marusel, nu? Și ție. Nu, nu. Ba da. Îți rup banii. Da, n-am făcut nimic. Bibi, zi, am făcut ceva? Nu? Dar de ce o întrebi pe Bibi? Păi ca să vezi că n-am făcut nimic, că m-am dat la ea sau ceva. Dar de ce nu o întrebi pe Marusel? Și m-am dat la Marusel sau ceva? N-am de unde să știu ce mai ai în cap. Hai să mergem să ne îmbrăcăm. Să mă îmbrac, poate. Să te îmbraci. Să mă îmbrac. Ia uite, baraj. Ce naiba. Uite, vezi, se altă mașină. Ce mică era mașina? Chica, haide. Braaa. S-a stricat mașina. Eu când zic să mă lași pe mine să conduci, că ești incapabil. Ce vină? Am avut acum, mamă. Terminați-vă amândoi. Ia vezi acolo la capătă dacă rezolvi ceva sau nu. Ia, ia, da. Ia vezi. Cați ești tu, crezi că se rezolvă așa? De-aia acolo, mângâi-o și tu. Ia pune mâna pe motor, te rog frumos. Nu, că mă frige. Ba nu te frigi, te răcurești. Mângâie mă acolo că trebuie să funcționeze dacă mângâie. Așa, așa. Așa. Ia vezi. Păi dau, dar nu, mai mângâie acolo, dai cu ceva, cântă-i mângâie, ceva. Mângâie, ia. Nu vezi să mi-l mângâie tu? Ia o să. Vezi? La un bărbat de adevărat profezie. Propornește, mă. Wow. Îl frige. Ah, ai GPS pe mașină? De unde știți, mă, că aici avem GPS pe mașină? Ce aveți? Sunt mașină drăguță. Știți că avem GPS pe mașină, dar nu fac nici o dovadă că aș putut avea. Era la de la Uber. Deci mașina asta cum e urâtă, seamănă cu stăpânul. Băi, calmați-vă, mă. Ia stați puțin, 2 secunde. Stăm, că nu văd nimic. Bă, deci am venit un mesaj când m-am trezit. Vă spun și eu, nu bună, te crezi. Ce faci? După aceea am răspuns și eu, bună, ce faci? După aceea mi-a spus, eu te-am întrebat asta, greu răspuns, hello. Ai întrebat tu? Da, și după aceea mi-a spus, hello, nu știu cine ești, ne cunoaștem, și a zis da. Și după aceea mi-a spus, păi și înspre cine ești, mi-a dat sin. Pare... Înseamnă că e prea de tine. Hai că da. Zumi. Ce vrei? Vrei să parată? Aici. Da, nu. Bine, tac. Ce... Bă, ce faci, mă? Ce faci, mă? N-ai tăcut? Poftim? Ce-a zis că tăge? Era pe zon. Aaa, acum am dat seama. Unde se merge să vă cumpăr o haine? A, știu eu unul. Nu faci. E un second hand aici. Ce? Bine, nu cumpăr haine de acolo. Glumea, mă, cred că te-a dus și la second hand, mă. Eu aici. Pentru tine. Dacă zicea da, te duce. Ce? N-am te zis. Duc unde e mai bine pentru tine. Cele mai scumpe. Nu cele mai scumpe, dar de ce? Cele mai scumpe cred că înseamnă cel mai bun. Da. Unde? Ușor, mai ușor. Te duc undeva unde e calitate. Da, calitate second hand sau calitate care? Calitate de calitate. Bine. Dar te faci frumoasă, da? Nu, da. A, adică acum e urâtă?
Am zis, a, mai da, frumoasă, bă, prostul. Uite-te la magazinul ăsta, asta e preferatul meu. Îți place? Săracu. Dar, băi, de peste mine, nu-ți rușine? Băi, se parcă și eu ca normal. Zămini, îți rămâi mașină? Eu o să stau afară. Așa zumiazi. Nu ți se pare? Cu metre, unde ai învățat să conduci așa? Ce vrei, domn? Mă să mă îmbrac. Ok. Mă numește, așa parcă e șumatizul. Lasă-mă, domne, în pace, înțeleg. Uitați-vă și voi, cum mă să parchezi așa? Mai mic. Hai, sperăm cum se îmbracă asta. Ia să vreau să vă văd cum vă plăcați sau nu. Și va, vii afară când e să ai un outfit și eu îmi dau cu părerea, hai. Fiți antenă că am nevoie de părerea voastră aici, cum să o facem pe Bibi să fie mai fancy. Fii mai drăguț. Mesaj, am primit mesaj? Dacă vrei ne vedem să vezi. Mi-a dat locația fix acum. Cine mai unde să mă duc? What? Bună ziua, domnul! Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Gauguții, original sau fake? E original. Nu mă crezi? Băi, te la etichetă. Da, da. Da, am văzut-o, gata, scuze. Gata. Gata? Iogurt. What the fuck is that? Poți să-mi iau asta? Să-l cau, băi, ăsta. Ok, am mărit, da. Salvează. Hai să ne găsi face acum. Da. Să-mi închide asta. Da? Mariu și el. Tu unde știi cum o cheam? Mai vei te-a vorbit. Chiar vreau să vorbim. Mă, ți-am mai... Cine ești? O să afli. Mă cheamă Pablo. Hai să ne... Mi-a închis. What? Mi-a închis. Mă cheamă Pablo. What? What? Pablo Escobar. Ești băjul din mine, mi-a închis. Nu, eu poate. Ți-am închis, mă jur. S-a întrerupt, nu știu ce s-a întâmplat. Zim... Bă, am... deci fii atent. Cred că știi pe unul Antonel, nu? Ce treabă ai tu cu Antonel? N-am nicio treabă. El a fost plecat. Deci ca să-ți explic de ce vreau să vorbim. El a fost plecat. Și eu am găsit familia lui și am îngrijit-o și... Acum am agonit și zice că aș lucra pentru tine, dar nu știu cine ești. Înțelegi? Și dacă eu e... Eu nu știu nici eu cine ești tu. Păi, hai să ne întâlnim, hai, că-ți dau dacă vrei o locație, na, poate ne împrietenim. Că nu mai vreau, nu mai vreau să aud, că tu m-aș fi amenințat. Vreau să terminăm, că vrea să te externeze și pe tine, mi-a spus. Ce face? Vrea să te umori. Antonel, pe mine. Da, dacă îi spun. Ok. Dacă e vreun joc de-a lui Antonel, vezi că o să ai probleme mari. N-am nicio problemă, frate. Spun, nu-s prieten cu el. El mă amenință. Eu vreau să fiu prieten cu tine. Că el vrea să fie să fii tu prieten cu... Nu, eu vreau, nu Antonel. Antonel îmi vrea și mie rău și ție. Din câte am auzit în oraș, tu ești băiat de treabă și poate îi facem ceva, nu știu. Poate îmi prietenim bine și îl înfrângem o dată pe Antonin, că mi se lua să fiu toată ziua și a luat pe surprindere și amenințat. Dacă... N-am de ce, dacă vrei poți să vii cu cine vrei, dar na. Spune-mi unde să vin și la cât să vin și... O să dau un mesaj. Ok. Dar o întrebare am atunci. Spune. De ce mai suna cu privat? Pentru că dacă tu îmi faci rău sau ceva, nu vreau să aflu, să se afli de mine așa, știi? Poate îmi faci ceva rău și nu știu ce.
Sau crezi că-ți mamă, doamne, ucigași și mă dai la poliție, dar nu zi. Nu prea înțeleg ce vei spune acolo, dar dăm locația și vedem, vorbim. O să-ți explic. Mă mai gândesc. Pe parcurs. Okay, vorbim. Hai, te rog, acum. Te rog, acum. Cine e asta? Vii sau ți-e frică și mai e și asta care... Ce naiba, cine e asta? Mă las să-ți dau o mică palmă lui... Mă las să-i dau o mică palmă lui Beze? Răspunsul care e, guys? Ia spuneți voi acolo repede. Mamă, de ce mă doare gâtul? Ce a... De ce mă doare gâtul? Da. Da, nu strică. Nu strică. Dar ai grijă cum. Așa. Și uite și locația de la numărul lui de telefon. Cine a mai vorbit deloc cu el? Ma. Ies să văd cum arăți. Nu e, nu e gata. Ieși, mă. Ai auzit, nu e gata, nu e gata. Deci că e cowboy. Bă, dar ce-i cu stilul ăsta pe tine, pe bune? Zici că... Și cowboy direct din Texas, ca lumea. Păi da, pe idola asta. Mă găsi în zi, mă, de cowboy? Nu, că ți-l văd deja, uite. Acum nu prea. Așa. Oh, oh, oh. Nu mai zic nimic, să nu te tundă. S-a schimbat că era prea indecentă. Pofti? Da. Da, da, s-a schimbat, s-a schimbat. Bibi! Da. Sper că nu se vede ceva ce nu trebuie să se vadă. Noro? Nu. Haide, ieși să te văd. Vină încoace. Să vin, nu vin încoace, ești tu de acolo. E, pa. Haide, mă. Stai. Mai un pic. Acum aș pune pantaloni. Băi, dă-te în pui mie, vină. Gata. Smecher? Da, stă bine. Fă pantaloni. Exact, nu. Exact. Vezi că știi? Ce-s cu pantaloni ăștia? Ciudați, nu mi se pare și ție că sunt ciudați. Da. Du-te și schimbă pantaloni. Bă, sunt ciudați, guys, n-am văzut ce treabă aveau pantalonii aia, spuneți și mie. Nu vi se păreau și vouă aiurea pantalonii aia? Acum pe bune. M-auzi? M-auzi? Eu zic că ești bine. Și eu, nu? Hai, e bun. Cât costă? Hai. Stai. 200... 3... 350 și 450. Total? Da, îți am zis doar prețurile. Totalul? Nu știu, dar să știu acolo bani. Să știu acolo bani. Să știu acolo bani. Să stai așa să-mi pun și eu. Lasă să știu acolo bani. 1500 lăsăm și noi că suntem oameni cu bani. Gata. Ai dat 1500 cu succes. Haide! M-a zis nimic. Nu-ți place? Ce are? Ba da, ba da, ba da, ba da. Sunt mici, ce facem? Hai că avem treabă. Haideți că ne grăbim! Gata, boss. Ce face Bezea? Poți da cu Bezea unde e? O să vă spun la 1000 de follower pe Instagram dacă avem acolo. Vă pun poză cu Bezea. Câți follower avem pe Instagram? Să ne uităm. Avem... 739 de follower. Ce aveți, mă, guys? Dacă vreți să vedeți poză pe Instagram cu Mariusel, cu Bezea, dați un follow pe Instagram, ok? Mariusel.scot, dați un follow pe Instagram aici. Și aici o să vedeți și o poză pe care o să o pun acum cu outfiturile astea, când facem o poză. Imediat în episodul ăsta o să vedeți poza aia, o să fie pe Instagram aici. Ok? Aici o să aștept pe grupul de Discord, aștept mimuri pe care vreți să le pun aici. Cel mai mișto mimuri apare pe pagina de Instagram. Aceasta a lui Mariusel. Cel mai mișto mimuri legate de Mariusel pe care le puneți voi pe Instagram, o să le pun aici, ok? Pe Instagramul ăsta. În momentul de față, auziți? Da. Bă, tu te-ai studiat jos tricou? Da. Ok. Când e cald. Ok. Mergem să ne vedem cu un domn. Care domnul ăsta, vreau să aveți mare grijă, aveți arme la voi, da? Da. Și că lucrează cu Antonel sau a lucrat cu Antonel, trebuie să vedem care e treaba și trebuie să fim cât mai... Ha, ce-l omor direct. Trebuie să analizăm, ok?
Stai să vedem care e treaba. Dacă chiar lucrează sau lucrează sau care e treaba. El mi-a spus că și că nu lucrează și că și el este dușman de a l-a întâlnit și vrea să lucrăm împreună. Stai puțin. Și tu lucrezi, problema, da? Este că nu știu unde mai trebuie să mă duc. Două secunde. Te aștept că și timpul nu e prețios ca al tău. Am înțeles. Ok. Mamă, unde ești, prost? Mamă, mă trimite până aici? Mamă, unde mă trimite ăsta? La cucuieții din ideal. Nu știu ce mi-a zis acolo. Oprește aici. Să analizăm situația? Da. Hai, vă-ți mai în față, mai în față puțin. Cobor? Dacă vrei, sau stați în mașină mai bine și mă uit eu cu benzină, sau cum vreți voi. Bezea! 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 O, băi! Băi! Ușor! Da, stai, ușor, fără arme, n-am zis cu arme. Am zis dacă se întâmplă ceva cu arme, mâncați-aș banii tăi. Stai ușor. Păi până scoate o armă, mor. O ținem, n-o ținem în mână, nu. Stai, ăla. O ții tu în mână. Ai, acolo. Trac? Nu, stai încoace. Deci fii antenă, Bezea. Tu ai un rol foarte important. Dacă ridic mâna, așa, înseamnă că tragi în el, ok? Ai înțeles? Dacă tu te uiți la mine, da. Vezi dacă am ridicat mâna așa, înseamnă că tragi în el. Eu o să vin cu fetele, cu mașina acolo, ok? Hai. E bun, mă, e bun. Chiar e bună tactica asta. N-are ce să ne facă în cazul ăsta. Așa trebuie să fiți la negocierile astea, am văzut în filme. Bine rău, mai sunt bine rău. Ce fac fetele? A? Ce fac fetele? Atmosfera foarte frumos. Mai venim? Ce? Atmosfera foarte frumos. Mai venim? Ok, ok. Vreau să cooperați cu mine, ok? Și să nu despuneți nimic mai mult decât trebuie. Gata. Gata, boss. Oh, mâncați-aș. Bă, tu stai tot ca mine, așa tânăr. Așa. E așa... Că... Doamne ferește. M-am împiedicat. Bună ziua. Salut. Magister, corect? Corect. Pe tine cum te cheamă? Pablo Escobar Junior, pare bine. Pablo Escobar Junior? Da, sunt fiul lui Pablo Escobar. Poftim? Sunt fiul lui Pablo Escobar, uite. Și pe spate scrie. Eu sunt Pablo Junior, Emilio, Escobar, Gaviria. What? What? Da. Nu te-ai juca cu... Ce scrie acolo? Nu te-ai juca cu mine pentru că... Nu o să-ți placă cum? Nu. Mă joc eu. Mă joc eu. Ok. Dar nu e asta treaba, deci fii atent, hai să-ți explic că e complicat, deci eu nu înțeleg. Eu pe tine te-am auzit de la Anton, ca să-ți explic cu tot ce am început. Eu venind în oraș, am găsit o familie care zicea că n-are pe nimeni, ca lider, ca nimic. Eu am ajutat mafia cu multe și până într-o zi când vine un băiat, prin nume Antonel, nici eu nu știu, a venit într-o dată și a spus că i-am furat mafia, i-am explicat, mi-a dat un pumn în gură, nu mi-a spus nimic. A început să mă amenințe și să zic că eu lucrez cu tine, neștiindu-te pe tine, eu nu înțeleg care e faza. Și am zis că să te contactez. Eu sunt nevătul lui Travis Scott, oricum. Travis Scott, sunteți? Da. Îmi pare bine. Bună! Bună ziua! Da, n-am mai vorbit de ceva timp, că și-a luat arfe. Da. Cine? A? Antonel?
Eu nu știu pe băiat, dar am văzut că mă amenință fără motiv. I-am furat mafia, dar... I-ai furat mafia? Zice, a plecat. Așa zice el, dar eu nu știam că el era liderul. I-am băgat chiar și 1.5 milioane în mafia aia. Nu mă pricep în situațiile lor, eu știu doar că nu vreau să am nicio treabă, că numai că el are o pică pe mine foarte mare. Deci că să zici, eu n-am avut nicio treabă. Deci el își dorește ca... Ce își dorește de la mine, mă înțeleg față? Eu și tu să murim. El își dorește ca eu și tu să murim. Și eu n-am nicio treabă, că eu aș fi vrut să stăm pe spate și să n-avem nicio treabă. Păi, ești cu mine. A? Da, tu ești singur aici? Mă auzi? What? Tu ești singur pe aici? Așa, stai așa că m-am intrat un pic în gânduri. Tu ești singur aici? Și ca... Vrei să mai fii cu cineva? Nu. Bă, în mașina mea, mă, te rog frumos. Zumi! Domnișoare, de timp frumos jos de pe mașină, că i-am dat bot pe ea. Așa. Am spus. Și are o treabă cu noi și eu aș lucra pentru tine, dar eu nu te știu pe tine nici nimic. Și am zis că să te contactezi și poate te venim. Dacă ai avea informații care mai putea ajuta legat de Antonel, ca să... Am! Ce informații? Care m-ar putea ajuta? Am auzit că e din mafia Coleone. De acolo provine el, ai familia lui. Știam asta. A fost, din câte am auzit de la foștii mei membri al mafiei, să zicem, a lui, care a fost și a mea, mi-a spus că a fost răpit acum de taică-șu și că taică-șu nu prea suport. Asta e un plus pentru că am putea vorbi cu el, cu taică-șu lui. Nu mă suportă el pe mine. Dacă e vorba de Vito... Pe care le știu eu. Păi nu știu cine-i Vito, dar m-au zis că taică să nu suportă pe Antonel ăla. E complicat acolo, nu mă bag. Nu știu și... Zicea că lucrez pe tine și m-a amenințat. Ca să înțelegi ce mi s-a întâmplat ieri, m-a luat pe sus, m-a dus la pontonul ăla mic de acolo și mă punea să mă duc acolo să vorbim nu știu ce și... De panicat eram, am fugit și m-am aruncat de pe pod în apă. Și am fugit cu mașina lor. Deci tu ce vrei de la mine în momentul de față? Păi, din moment ce am auzit de tine și am auzit că ești de treabă, îmi vrei să ne împrietenim, să ne ajută reciproc, să scăpăm o dată de Antonel, că nu mai pot, toată ziua îl aud că vrea să mă amenințe și pe tine, să ne omoare și nu mai pot. Ne băgăm? Cât aș tot încerca, îi spui că n-am nicio treabă. Îmi place cu scandal cu ăsta, da, nu știu. Să devenim prieteni, poate facem ceva până la urmă. Nu, ce stăm să toată ziua să... Eu aș vrea să-i fac ceva, dar eu vreau doar pur și simplu să-l fac ceva care să mă lase în pace. Păi chiar de asta zic. Credeți că spune adevărul, guys? Acum n-am timp, că e târziu. Mâine? Sau cum ne-ai tu? Salut, Wolf TV. Poate ieșim și ne cunoaștem mai bine, poate îți cunoști și eu prietenii și după ai mei și poate ne împrietenim și facem cumva să scăpăm. E situația foarte nașpa, n-am chef toată ziua să stau și să mă bat. Nu. Mă sperie ochii lui. Cel mai fals? Mimi? Da. Eu n-am nimic, mă. Stai două secunde. Două secunde. Ești soacer? Unde e Bibi? Nu mă cutine. Dacă ești soacer... Zumi, unde e Bibi? Nu știu, probabil cu bezea nebunia aia. Stai aici cu somnul Pablo. Bună, Pablo, eu sunt Zumi, ce faci? Oh my god, oh my god. Oh my god. Chat? Eu dacă muream acolo... Și o întrebare pentru voi, unde au dispărut ăștia? What? Tu erai în boschete? Acolo sus. Acolo erai?
Ce? A, era aici? Da. A. Nu-i da nimica, vino cu mine, hai gata sa ca am treaba. Mesaj, mă uit mai la mesaj că imediat mă uit la mesaj. Mamă. Cu voi că am auzit că sunteți de treabă, nu știu ce, și băiatul ăsta și toată lumea și vrea să facă... Eu n-am încredere în tine. Îți spun sincer, nici eu nu pot să am încă încredere în tine. Pentru că e... Dacă vă făceam ceva, gândiți-vă că acum era cu 10 oameni aici sus, băgați în boschis peste tot și era cu capul pe jos. Tu crezi că m-am născut ieri? Om? Se pare că m-am născut ieri, ca să mă fraierești. Păi nici eu nu m-am născut ieri. Păi? Păi atunci, păi. Eu ți-am zis cu și la obiect că n-am încredere în tine. Și ce vreau să vă ca să... Da, ca să aveți încredere, Doamne ferește. Ce facem, mă, găiezi? Păi așa poți să ne iei de fraier, faci câteva chestii ca să ai încredere în tine și după hau, ai mușcat. Ce-ai pus să mușc, că nu mușc, că nu stâine. Dacă mai mă la mișto... Că nu te iau la mișto, dar... Ok, hai să continui o discuție. Păi nu mă cer, că nu zi om care se ceartă pentru nimic. Așa, pozitivitate vreau din partea ta, bravo. Da. Vezi, ia dă-te și stai în mașină. Asta ne crezi fraier, nu? A? Asta ne crede fraier. Vezi, nu ne crede, treci mașină. De ce mă, e... E ok, treci mașină. Tu nu vezi că vrea să avem încredere în ești după hau? Discutăm imediat. Vedem care e treaba. Nu stau aici. Bine, dar staci atunci. Unde e Zumi? Cred că e la mașină. Du-te și rezolvă pe Zoom-ul, mă auzi? În fine. Deci, eu zic că te cred un pic în momentul de față. Va trebui să vorbim mâine, eventual vorbim mâine. Așa. Și stabilim ce facem. Adică poate mergem și te interesăm, îmi spui tu din ce știi tu, din ce știu eu. Și poate reușim să-l punem la tăcere pe... Da. Ok. Eu ți-am spus, am auzit că ești de treabă și prietenită și vreau să mă împrietenesc. Nu, scopul meu nu e să-l omor. Vreau să-l omor. Păi, eu am spus să ne prietenim, n-am spus să-l omor. Eu nu știu ce ai înțeles. Eu am zis că ești de treabă și poate ne-am împrietenit. Da, ok. Zile pe acum că scopul meu nu e să-l omor pe el, că nu mai am chef decât asta, eu am... Da, nici am eu, dar eu vreau să-i dau o lecție. Păi și eu vreau să-i dau o lecție. El a plecat. Eu ne știm că era lui mafia, eu am crezut că de acum e a mea, dar a venit și m-a luat la pumn și la știu ce. Înțelegi? Mm-hmm. Spune, trage-te o concluzie din toată asta, zice, am spus, am eu ceva bine. Eu venit nou în oraș. E ok, te înțeleg. Eu venit din Italia. Ok, ok, nu mai trebuie să mai explici nimic, a? Poți să te duci, vorbim mâine, primele mesaj, ok? Ok. Te sun, vorbim și vedem, și vedem cum stabilim, ok? Am și eu treburile mele acum pe care să mai trebuie să mă mai văd cu cineva acum. Nu cred că mă pot suna dacă am număr răspuns, nu? Nu, că mi-ai dat mesajul ăla și am numărul tău acum. A, da. Da, dacă vrei rămâne prieteni, vorbim mâine, face cuva, că vreau să se termine, să fim prieteni și cu tine, cu Antonello, că mi-a făcut rău și nu știu, vedem. Discutăm, vedem mâine, discutăm, mâine discutăm planul, ok? Ok, bine. Apreciez. Mulțumesc de înțelegere. Ceau, ceau. La revedere. Ce-i mâncați? Aș poți să te calmezi? Nu mă te văd aici. Ce are mă asta? Bă, du-te la Zoom-i. Ce știu? A, what? Ce faci? Stau. Pe spate? Da. Și cum e? Super. E fiță? Mm-hmm. Unde-i Zoom-i? Părinsip, ce știu? Unde-i Zoom-i? Ce faci?
Bine, mă plimbam. Bă, trebuie să vă rezolvați treburile voastre, dar mai întâi mergem să vedem cu cine ne mai întâlnim, că mai am o persoană să întâlnim. Nu, nimic. Mai trebuie să ne întâlnim cu persoana asta. Înțeleg că nu vin. Dă-mi. Vin. În 5 minute. Sper că nu ai chef de glume. Oricine ai fi. Ok, mergem. Acum asta ar putea să fie mai nașpa. Acum asta ar putea să mai fie mai nașpa, că nu știm la cine, cu cine ne vedem, dar pe să fie bine, așa că hai. Să moară, băieții, n-am vrut asta. Ce faci, bă? N-am vrut, mi-a scăpat ambreiajul, l-am ridicat prea repede. Aole, oricum nu-i mașina noastră. Poate sunete cumva? A, nu, e ok. L-ai văzut ce mașină avea ăla? Oare de unde? Nu știu, dar eu zic că putem să avem încredere în el puțin acolo, da. Da, mă, dar tu ai încredere și într-un păcat. Nu-i oferim nimica, ok? Nu-i oferim noi nimica, el ne oferă nouă. Și colaborăm împreună ca să... Nu vrei și tu, da, da, nu da, vrei da. Și tu să-l... depunem la tăcere pantonile, să-l... Eu nu mă bag. Nu te bagi? Da, mă, încredere în asta. Nu ai încredere în el? Nu. Păi și... nu înțeleg, dacă n-ai încredere în el, nu mă ajuți pe mine? Că ești tu implicat. Nu. Nu. Pă bune? Te ajut eu cu ce vrei tu. Mai discutăm. Cam împotriva la băiatul ăsta e bezea, văd. Pablo Junior Escobar. Escobar Junior. Da, nu știu. Vrei după bani ce se cu abonații? Da, da, băgăm în ce se cu abonații. Bă, stai, unde trebuie să mă duc? Trebuie să mă duc la magazinul ăla din nord de aici. De aici. Care, da, face la prima dreaptă, ok. Și că ar trebui să ne vedem cu cineva acum pe care că cunosc. Nu știu dacă mai e acolo, dacă nu. Oba, da? Mă, nu. Îi dau bucată? Cum am văzut? Cum ar scris? Bezea, ești ok? Nu te ajut eu cu ăla. Eu n-am încredere în ăla. Ăla vrea doar să-ți câștige încredere. Să facă câteva chestii pentru tine și după hau. Mușcă. Păi și să-mi facă ce? Că ne-am oferit nimica. Ce? Ne-am oferit nimica. Ți-a să-i oferi ceva? Bă, deci tu, abia le-ai văzut deja încredere în el. Păi cum? Nu am încredere în el. Atunci? Vreau să colaborăm împreună pentru același scop. Nu am zis că am încredere în el. Dar ce vrea să fac? Cum mai vrea să-l rezolvăm? El știe chestii pe care noi nu le știm despre Antonel. Du-mă la magazin asta. Să te duc la magazin? Da. E corect, e vina mea. Nu mai fac. Pe aici? Te duc la asta de îmbrăcăminte, ai zis? Da, vin rapid. Asta? Da, da. Hai, du-te. Zomi! Te da. Duci cu bezea? Nu. Haide, du-te, încearcă să vorbiști cu el. Rămân în mașină. Tu ce faci? Nu înțeleg. Unde era, mă, persoana asta care vrea să ne întâlnim? GPS location, nu aici? Ba, exact aici. Ce ați mai spărat? Ai, o mădă! Ce-i copat? Ești mădă? Cine mă? Cine ne-ai băiești ăștia? A, nu e mădă. Mădă?
Gata? Cu ăștia trebuie să mă întâlnesc eu? Mă, cred că e o farsă, gai. Cum să mă, ne cunoaștem? Ce? Ne cunoaștem? Nu. Cu Dumitale mă cunosc? Am fost, am primit un mesaj aici câte să mă văd cu cineva și chiar aș cunoștea-o. O cunosc, să-l cunosc, nu știu dacă e băiat sau fată. Nu. Ok, mă scuzați dacă apar și dat. Cum te cheamă? Mariusel mă cheamă, dar nu știu pentru ce gând. Nu te știu. Nu știu cine să știu. Astea. Bibi? Eu. Ești ok? Da. Nu prea apare. Zomi, bezea, haide să faci. Da. Nu vreți voi să vă înțelegeți din nou? Pentru că ea nu vrea. Zomi, de ce ești supărat pe bezea? Facem așa, pun o întrebare și dacă nu răspund înseamnă că e prost. Bun. Bezea. Da. De ce ești prost? Și de ce crezi că sunt nervoasă pe tine, a? Ai înțeles greșit ce ai înțeles, da? După ce am înțeles? Păi spune ce am crezut, ce am înțeles da, greșit. Da, la Bibi. Cu ai dat un Bibi? Păi cum adică? Cum să nu-mi fac eu grijă, având în vedere că tu de mare parte te trezeai cu mine în pat și acum te-ai trezit tu la răsăritul lunii tale frumoase de zâmirțică cu bibișorul tău, ha? Nu merg să se dor lângă tine, că te-ai pistolul la mine. Dar nu contează, crezi că nu v-am văzut eu atunci pe, când am stat eu pe balcon, cum ați făcut voi tralala pe acolo? Ce tralala? Dai-mă un tralala peste față, ia zi! Nu e adevărat. Nu e adevărat, dar ce, eu n-am ochi? Ce te întorci la mine? Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu? Nu. A, ți-ai dat și jos pălăria acasă și că ești... simți că o să primești una, nu? Da, nu. Nu? Da, nu. A, și cu asta, nu? Ia da, nu. Aici. Cum adică, da, nu? Nu să mă... uite știu că mă bate. Păi, dar dacă te bat, de ce crezi că te bat, a? Da, scuze, da. Nu, da, nu scuze. E ca și cum efectiv ai omorât un câine și ai spune că... a, scuze, l-am omorât și eu. Păi, da, scuze. Dar nu scuze, cum adică scuze? Tână cu ei. Fii atent, deci eu cu arma asta, data viitoare, dacă te mai aprind, dacă faci ceva la fel că hei, ce mai faci? What are you doing? Și că este genul ăsta și te duci la răsăritul, la răsăritul zâniților la fel cu altă, cu altă fată, să mor de nou, folosesc pe tine! Dar n-am făcut oricum nimic. N-ai făcut nimic, vei? Calmează-te, calmează-te. Cum să mă calmez, băi? Deci stai puțin, calmează, stai puțin. Calmează. Deci tu nu spui mie că... Calmează-te. Nu calmează. Calmează-te. Bă, tu ce faci? Eu mă uit la tine. Calmează-te. Păi nu mai fugi, fugi de la adevăr ce vrei. Calmează-te, calmează-te. Zomi. Da. Iau-o liniștită un pic. Mai relaxează-o, mai las-o așa, mai... Păi cum să mă relaxez când eu îi explic și după... Dar ce-am făcut? De câtă dilie pe creier poți să ai? Dar n-am făcut nimic. Ah, Doamne. Mă dare capul cu voi. Aoleu. Mi-a dat locația. Hai mașină, repede. Hai. L-am văzut de la distanță, l-am văzut de la distanță. Și-a dat disconnect? Nu cred. 81. Ești terminat? 81. Ești terminat că le cu căcat. Alo, alo, pe ce vreți, mă? Vreți probleme? Cine sunt puși ăștia, mă, mâncați ăștia? Ok. Unde trebuie să mergem? Asta că am venit după mai. Cine sunt ăștia, mă? Nu-i cunosc, nu mă bag, pa. Sunt prea procesați, omor. Hai să fim pacifiști. Să vedem cum arată Elena, că sunt curios după atâta timp.
Mamă, că de-aia deja exagerează în spate, tu nu vezi. No! Mamă, ce se întâmplă aici? Mamă, ia uite-o. A dat Dumnezeu? A dat Dumnezeu, dar tu ce faci? Bine, sunt tristă. Și pătată? Pentru că deci, n-am mai găsit magazinul. Mamă, dar ce te-ai schimbat? Da, mi-am făcut și eu niște operații estetice. Păi cât te-ai schimbat? A, și tu ai moda cu să ții la picior banii. Lol. Da, e mai ușor așa. A, cine e ăla de acolo? Ăsta? Cine e? Miroase a țăran. Aproba, aproba, aprob. Din continuare, te rog frumos. Miroase a... Pur adevărul. Adio, bă. Ia zi-mă, vrei să ne batem? E bezea. Bezea? Uh-huh. Știu. Știi că sunt. Doar el miroase a țăran. Și tu a... Vezi că... Bă! Nu puteam să ți-o dau mai bine. Ce facem, mă? Ce faci, Mariusel? Bă! Ce bulangiu! Doamne! Se vede că e țăran. Am să-și iau părere, nu, cred că. A crescut în ferentare acolo. Doamne! Ieși și voi din mașină. Baby. Hello. Bă, da. Bună. Bună. Ce se pare că s-a schimbat? Bine, Elena, ai uitat cum s-a schimbat? Bine, nu te-am mai văzut de mult. Hai să-i dau o îmbrățișare. Am schimbat și-o bine? Hmm? Am schimbat și-o bine? Da, erai oricum. Baby. Oh. Erai sexy de la început. Baby. Ma, da. Ce faci, Bibi? Bine, da? Uite bine și pe aici. Păi... Nu, Mariusel. Da, nu mai ești pe mine în brațe? Da, te am. O, du. Copilul minune. Ești tu... Câți ani ai zis că ai 12? Poftim. Câți ani ai zis că ai 12? Dar de ce? De ce? Știi bine că nu am 12 ani. Pana mea, ce-s cu glumele astea? Aolo, câtă iubire între voi. Normal că eu iubesc pe Bibi. Dar pe țăranul ăsta nu. Păi ce s-a schimbat, Elena? Vă place mai mult cum arată acum Elena? Ia spuneți acolo pe chat. Tu ești țăran. Miroșa gunoi. Nu, nu. No, no. Fii atent. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ia-o la plimbare. Nu. No. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Chill, chill. Vă rog, n-am venit să faci scandal, vă rog. Mi-l pup deja. Te trec. Nu! No! Păi! Ia. Dă-i-o, dă-i-o, dă-i-o. Chill! Calmați-vă, calmați-vă. Mamă! Bă, mai comentezi? Tași, bă. Ei, știi ce? Eu am plecat, mai vreau. Da, eu mă duc în mașină, mă duc la unul să mă uit la seriale. Voi vorbiți în continuare. Calmați-vă. Vă moară băieții. N-am înțeles nimica. Ciungă. Cum e? Treceai! Zici că ești tataie care te enervezi și dai în toți. Da, nu i-am ai cam așa asta că ești efectiv la pensiune, dar tot. Bă, ce-i cu cămașa asta? Mere, uite, cau, băi. E fai de cap, băi, hai că haide. Urc. Gucci. Na, Gucci. Gucci, hai, urc. Spune barogule. Hai, urcați, hai acasă. Trece g- urcă. Credeți că suntem în siguranță dacă mergem acasă? Da. Ba, acum pe bune. Că... Da. Dumnezeu, cum e la atunci? Da, David, trebuie să ne facem rost de mașină.
data viitoare avem multe chestii de făcut, guys. Ne luăm mașină, să luăm inel. Trebuie să luăm. Deși, pe, deși voi ce nebunie e. Mai avem o mică variantă și Elena, dar Elena n-am fost atât din cât am fost cu Bibi și nici n-a vrea să o las pe Bibi. Dar Bibi are momentele ei care mă face mereu să ezit ceea ce fac acum, știi? Dar data viitoare o să-l facem pasul, cred că. Asta depinde și de voi, de ceea ce vă doriți și voi. De asta pe YouTube o să aveți acolo un poll, dacă nu uit eu, în care vă întreb, o cerem sau nu pe Bibi de, de soție și acolo puteți vota să vedem care este procentul, ok? Păi nu mai ai Porsche, îl găsim noi, îl dăm la poliție, cum poate au fi ajuns la o poliție, poate vedem noi care treabă. Aveam Porsche-ul ăla, de-aia zic că trebuie să-l găsim, că a fost luat atunci, fix înainte să mergem pe insulă. Ne-a fost furat. Ați văzut și voi în ce stil mi-a fost furat? Am coborât și nici bine n-am coborât că deja a fost luat. Casă dulce casă, bă, bune, de când am mai văzut casa asta? De când e azi? De nu știu cât timp, nu se pare? Po bune, a trecut o grămadă de ani. S-a adunat praful. Hai că da. Nu, dar a trecut o săptămână. Și tot mi-e dor, hai. Puta, ce aveți, mă, cu mine, că plec? Ce ai, mă? Mă bate, aia lantă, mă bate. Fuge în continuu. Bezea, vină cu mine, hai să-ți dau un sfat. Ce sfat? Mâine. Iar îmi dai sfat de rast, te omoare. Mâine trebuie să fii cel mai atrăgător bărbat pe care îl știu. Mâine trebuie să fii exemplul lui Cupidon. Trebuie să fii lovit de Cupidon. Trebuie să, efectiv, să arăți... Și dacă o atrag pe Bibi? Dacă ce? Dacă... Continuă. Dacă tragem Bibi? Nu, mă, n-am zis asta. Continuă ce ai vrut să zici. Să fii drăguț mâine, vreau să spun. Păi cât de drăguț, mă, n-am fost până acum, dar n-am făcut nimic, nu vezi și supărată. Tocmai, trebuie să accepti și trebuie să-ți ceri scuze data viitoare, mâine. Păi am cerut scuze. Deci mâine faci asta, mâine faci asta și spui că chiar îți pare rău și că chiar îți dorești ca totul să revină la normal. Dar mâine, nu acum când e Norif, ok? Mâine. Hai că bezea vrea pe Bibi, băi, sper să nu fie cum ziceți voi, așa că... Hai, băi, deschide ușa! Doamne! Ce? Bă, ce aveți, mă, toți sunteți recalcitranți? Ce, mă? Bibi, ce-ai? Bibi, da. Ah, aha. Na, calmează-ți tu acum. What? Bibi, ce-ai? Mica. Unde-i Zumi? Unde-i da, Bibi? Da, chiar nu-mi pasă unde-i. Da, ce-i? Da, și mai faceți. Tu mă sperii. Sincer zic. Ce aveți, mă? Ce ai tu? A? Ce am eu? N-am nimic, tu ce ai? Nu, Xbox din nou acum. Facem pe YouTube. Pe YouTube votați care e decizia. Păi, du-te să dormi. Înțelege că lumea... Bă, ce ai? Lumea nu te acceptă acum. Nimeni? Nu e momentul acum. Tu n-am făcut nimic, am ce am. A fost o mare greșeală să iei pe Elena în brațe. Bibi? Eu. Ești bine? Da. Nu cred că e supărat, mă, că am luat-o în brațe pe mine, n-am mai văzut atâta timp ce aveți. Bă, bune, nu cred că a fost asta o problemă. Mă ieși pe mine în brațe? Am și nevoie de îmbrățare. Unde te uiți? Eu m-am dus sus.
Ce silă a fost asta? Nu mai zic nimic. Haideți să ne mergem sus, Bibi. Nu vii sus? Bezea, îți recomand să dormi aici. Zumi s-a dus sus, în camera aia doarme singură. Eu mă duc cu Bibi, dorm în camera aia, ok? Și tu dormi aici. Și să-i arăți că îi la respecti puțin din decizie și după aceea îți cer scuze mâine, ok? Cred că plec de acasă. Ce ai, mă? Chiar vrei să faci treaba? Nu rezolv nimic, ca să știi. Sunteți toți bă recalcitranți. Ce ai, mă? Băi, înțelegi că nu totul e roz în viață. Tu ce vrei, mă? Bă, ce vorbeam? Despre ce vorbeai? Despre recalcitranți? Tu ce ești? Cer să te ajut și tu ce faci? Ia nu te mă azi. Să ce? Du-te, frate. Bine, mă duc. Hai, pa. Aici. Vezi? A plecat deja. Well, asta este o problemă pentru o altă zi. Oh my god. Data viitoare mi-a aduceți aminte și de Bezea. Haide sus, Bibi, haide sus. Mi-a aduceți aminte data viitoare pentru asta. Menul, Bibi, că vrei să te desparți de ea ca să vezi ce spune, bro. No. Ne bagăm aici în pat. Bibi? Da? Aici. A, scuze, am uitat că n-am mai dormit în cap. Bagă-te acolo să te liniști. Da. Bibi, n-ai de să te culci. Ce? N-ai de să te culci, stai puțin. Da. Ridică-te de acolo. Si. Stai. Tu cum vezi viitorul acestei relații? Mamă, i-am dat-o. I-am blocat-o. Bam. I-am dat bloc la creier. Cum bebe? Poftim? Cum bebe? Cum bebe? Da. Nu pot să cred că mi-ai spus asta. Sunt fericit, dar în același timp trist că n-am auzit treaba asta până acum. Nu pot să cred că ai spus asta. Doamne. Băi. Bă, sunt așa, sunt ce? What? Eu nu mai plec. Ce ai făcut, mă? Nu mai pleci? De ce? De ce? Mă, uite, stau și aici. Așa, ce faceți? De ce ești fericit? Sunt... De ce ești fericit? Sunt... E complicat să-i... Du-te și culcă-te. Zi, îmi să fiu și-o fericit. A dat gol. Ai văzut aseară? Ce? N-ai văzut ce a dat? Păi dacă ne dai la mătă... Bă, mă, era mișto. Nu te iau la mișto, m-am uitat pe telefon. Zim. Asta este, ce vrei să zic? Bă, îmi zici? Zi, mă, Bibi, nu-i adevărat? Da. Mă lăsa mișto, nu, amândoi. Nu. Mă gândeam la ceva. Deci? Deci ce-și fugi ea în el și ea de nevastă. Data viitoare, bă, guys. Bruncos. Vedem. Ce mai probabil o să ziceți da, dar tot o să facem un stipul care să vă întreb. Tu te mă și dormi, e somn. Zi mă, de ce-și avergeți? Ți-am spus, a dat gol. Ce? Asta nu e niciun meci. A fost. N-a fost. Ba, da, uite-te, mă, mâncă. Da. M-am uitat și eu la fotbal. Ai uitat. Păi atunci cum de nebunul. Și tu te bucuri de ceva de seara, nu? Că a dat la gol la seara. Păi acum am uitat pe telefon și am văzut că am luat, am pariat pentru prima dată. N-a fost. Ba da. Ba nu l-a. Și pe lângă asta,
bucuros, ăsta cum îi spune, că am reușit să ajungem într-un fel din nou acasă, știi? Și să fie tot în regulă, cum? Bezeluță. A dat gol, mă. Dar nu mi-a zis că e însărcinată. Băi, asta e puțin 2 secunde, că la începutul episodului a zis ceva de însărcinat, ceva așa. Voi mai țineți minte? Și acum mi-a spus că vede în viitor un bebe. Ce? Stai. Stai două secunde că ceva nu se leagă cum trebuie. La începutul episodului, mai țineți minte dacă ați fost la începutul episodului? Măciat. Mai, Sergiu Junior Iscami. Nu vreau bebe. Nu cred că altă. Ok, no. Prea multe chestii. Nu cred că al tău cu ăsta. Nu. Să treci pe seama, vine doar pe canapea și rezolvăm mâine, ok? Bă, mă lași? Ești ok? Da. Pizea? Ok. Sigur? Da. Calmează-te. Ok. Sunt ok, sunt ok. Bine. Du-te și... Ok, pa. Ciao. Nu întreb dacă e însărcinată, nu mai ține acum să zic ceva. Nu acum. Bagă-te, lasă-mi. Ok? Hai să fiți în noapte bună. Finalul ăsta nu mă așteptam. Deci nu mă așteptam deloc la finalul ăsta. La modul cel mai serios, nu mă așteptam deloc la finalul ăsta. Bă, asta a fost șireașa de pe tort, ești nebun? Și gândiți-vă că mulți nu o să vadă episodul până la final. Și gândiți-vă cât pierdeți dacă nu vă uitați până la final. Uiteți să știu ce s-a întâmplat acum. Am norocul scris în frunte. Bă, băgăm după ce terminăm acum episodul, pentru că pe YouTube nu putem băga melodii cu copyright. Pătrovo e mai caternic, așa că vă aștept, Pătrovo. Uitați că a fost live-ul ăsta făcut înainte, Pătrovo. Eu am fost Andrei, dacă mai vreți episod de Marius, și eu cred că mai vreți, pentru că triple devin din ce în ce mai interesante. Bă, bune. Devine interesant rău de tot. Și nu mă așteptam să devină așa de interesant episodul ăsta dintr-o dată. A devenit extrem de complicat și extrem de... Pă bune. V-ați văzut cum s-a schimbat totul? Gen, am uitat în casă, am crezut că închid episodul. După asta mi-a venit cea mai creier întrebare. Cum vezi viitorul acestei relații? Bă, deci... Cum am gândit-o, frate? Cum mi-a venit întrebarea asta? I-am dat blog la creier și pe aceea mi-a zis... O văd cu un bebe. Sau ceva de genul. Și eu sunt... Și acum abia am realizat la ce se referă prin asta. Că n-a zis-o că o vede cu căsătoria, a zis că o vede cu un bebe. Și la început episodului vorbea ceva cu bezea de însărcinată, după aceea era ascuns, ea râdea, e ciudat, e complicat. Guys, dați acolo pe butonul ăla de follow, de subscribe și nu uitați să dați un follow pe Instagram, pentru că mai multe detalii o să vedeți aici pe Instagram, ok? Mariusel.scot, dați un follow pe Instagram, acolo să vă pun o poză și cu bezea, poate când facem... O mie de follower pe acolo și mai mult și personaje și nebunii. Aștept meme-uri pe Discord, pe server de Discord, ca să faceți pe server de Discord românașii. Aveți acolo o categorie de memes, faceți acolo meme-uri și o să le pun pe Instagramul mariusel.scot, ok? Acolo o să apară cel mai mișto. Eu am fost Andrei și ne auzim la următorul episod. Vă pup, ceau!